Primul proiect de pe ordinea de zi s-a referit la darea în administrarea școlii cu clasele 1-8 Dr. Ilie Lazar a unor bunuri proprietate publică a unității administrativ-teritoriale Giulești, respectiv un microbuz. Consilierii locali din Giulești au aprobat în cadrul ședinței și închirierea prin licitație publică a pășunilor proprietate publică a comunei, planul de lucrări și acțiuni de interes local pentru beneficiarii de ajutor social, precum și aprobarea bugetului local au fost alte puncte dezbătute și votate de aleșii locali ai comunei Giulești. Pe ordinea de zi s-au mai regăsit și proiectele privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici, dar și aprobarea solicitării scrisorii de garanție de la Fondul de Garantare a Creditului Rural pentru proiectul alimentare cu apă potabilă și canalizarea localității Giulești. La început de an, principala cerință a primarului Laurențiu Batin a fost transparența. Pentru că e prima ședință din an, vă spun și vreau să vă mulțumesc pentru cooperarea pe care am avut-o anul trecut. Eu zic că a fost o cooperare bună, cu mici scăpări pe aici, pe acolo. Dar doresc ca anul ăsta să fie una mult mai fructuoasă. În primul rând, vreau să fim foarte transparenți. Vreau să înțelegem foarte bine problemele care se transmit prin ședință, așa, să le transmitem mai departe oamenilor, dar așa cum sunt ele. Nu interpretate. În ceea ce privește activitățile culturale, administrația locală din Giulești va pune accentul pe evenimentele dedicate centenarului. Unul dintre cele mai importante obiective ale noastre, ca de altfel ale tuturor comunităților noastre românești și ale întregii țări, este anul centenarului. V-am spus tuturor și am avut și o hotărâre de Consiliu în acest sens cu Academia Română. Am reușit să deschidem și vă citesc documentul Academiei Române către Centrul de Cercetări Istorico-Teologice ale Credințelor și Cultelor din Maramureș. Este primul centru de acest gen din Maramureș. În cadrul acestui centru vor activa mai mulți specialiști din domenii precum istorie, religie sau cultură. Ce proiect a fost aprobat de Consiliul Local Giulești, dar și ce discuții au fost pe marginea acestor proiecte de hotărâre, aflați din emisiunea Manifest, care va fi difuzată marți de la ora 19 la TV Sighet.